Dragi viitori ai sportului, vă spun bună ziua din studioul Roman 24 online la o emisiune cu temă sportivă în care am invitat un exponent de bază al sportului Romașcan care ne reprezintă la nivel național și internațional, domnul Florin Asmarandei, aici de față. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnul Florin Asmarandei este plutonier major în cadrul ISU Neamț, detașamentul de pompieri roman. Și de asemenea este practicant de atletism, nu? Da. La proba de aruncări. Aruncarea ciocanului, mai exact. Aruncarea ciocanului în mod specific. Asta este specializarea lui în domeniul atletismului. De-a lungul timpului, dumnealui a făcut niște isprăvi demne de pomenit și aici, pentru că o să o luăm cronologic și o să-l întrebăm simplu. Care a fost parcursul tău și care au fost cele mai bune rezultate din carieră pe parcurs? Sportul l-am început în anul 2002 la Clubul Atletic Roman, antrenat la vremea respectivă de doamna Carmen Bolea. În continuare, dânsa este antrenoare la Clubul Atletic Roman. Am activat în cadrul Clubului Atletic Roman din anul 2002 până în anul 2008. În anul 2008 am întrerupt, deoarece am intrat în cadrul școlii militare de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu, Boldești, Prahova. Școala a durat, cursurile școlii au durat 2 ani de zile. În 2010 am terminat școala și am fost repartizat în cadrul ISU Neamț la detașamentul de pompieri roman. Partea de activitate sportivă a fost întreruptă timp de un an de zile. Practic, sezonul 2009 nu am participat la competiții, nu am reușit să continui pregătirea în cursul, pregătirea specifică probii în cursul școlii militare. Bine, antrenamente ai mai practicat, dar nu specific. Despre asta e vorba. Iar în anul 2009 am reușit să mă antrenez și specific în cadrul școlii, practic finalul anului 2009, putând astfel am avut ocazia ca în 2010 să pot să particip din nou la competiții naționale și internaționale. Am continuat colaborarea cu Clubul Atletic Roman până în anul 2014, iar din 2014 m-am transferat la Bacău, la CSM Bacău, fiind în prezent legitimat la acest club și antrenat de Melinte Mihaela, a fost campioană mondială și europeană, da. Și recordmană mondială în cadrul probei de aruncare a ciocanului. Da, uite, luăm în calcul latura efortului depus, latura cumulativă, regim alimentar, restricții, antrenamente, cantonamente, competiții, da. Din tot cumulul ăsta de factori care converg la performanță, ce te face să mergi înainte? Ce te determină să continui? Pentru mine motivația există oricând, orice competiție este diferită prin natura ei, nicio competiție nu seamănă cu alta și faptul că eu încă simt că sunt acolo în față, în medalii, în primii trei naționali de performanță, pe parte de latură de competiții de pompieri, din cele 5 ediții ale mondialilor pompierilor și polițiștilor, la 4 a reușit să obțin medalia de aur și la una argint. Astea sunt lucruri care mă motivează și îmi dă putere de a merge înainte. Deci da, asta vreau să confirmă să știe lumea de performanța internațională. Da, că da. Aici nu sunt și performanțe internaționale. Corect. Da. Aici nu mai vorbim doar pe plan local sau național. Da. Florin, câte titluri naționale ai până în momentul de față? Cumulate sunt mai multe. Pe latură de profesioniști, practic de pe Federația Română de Atletism, am un singur titlu național. În rest, an de an, sunt medaliat cu argint și bronz. Vicecampion tot timpul, național și astea. Da, tot timpul s-a găsit cineva să mă întreagă la o anumită competiție sau nu. Sportul... Eu ne... practicând doar chestia asta, noi făcând doar aruncarea ciocanului față de alți adversari de mei care fac doar lucrul ăsta. Dar a existat în 2018 în martie, în cadrul campionatelor naționale de aruncări lungi de iarnă, am reușit să ies campion național de seniori, ceea ce nu e un lucru mic. Eu apreciez aspectul următor, faptul că tu ai și un job, corect? Da, da, care solicită timpul, pentru că a fi pompier nu e de aici, de acolo, nu e o chestie foarte facilă, solicitant. E solicitant. Da. În paralel,
ca să se înțeleagă, tu faci și sportul de performanță, da? Da. Poate la alte cluburi sunt sportivi care au doar latura sportivă activă și nu au alte chestii în background să lucreze, toți, să... Toți adversarii mei pe plan național, din trecut, dar și din prezent, cei actuali cu care, care concurez, toți se practică doar acest sport, ei nemai făcând altceva. Bine, unii dintre ei care sunt juniori, normal, sunt la liceu, da, și fac sport, altă discuție. Cei care sunt la facultate, sunt la facultate și fac sport de performanță, dar nu au un job, nu au un serviciu. Corect. E factor chestia asta. Ce vreau să te mai întreb, în latura de competițional, hai să explicăm celor care ne urmăresc cam cât durează, cam în cât timp și cum se pregătește o competiție de nivel național. De obicei, un sezon de pregătire durează circa 9-10 luni, poate spre 11 luni, cum e, de exemplu, acest sezon care s-a prelungit și datorită situației pe care o cunoașteți și dumneavoastră și toată lumea, dar, în general, un sezon de pregătire undeva la 10 luni. Deci, 10 spre 11 luni. Aici, deci, necesită o latură temporală până să ajung de la competiția de vârf. Și aici, haideți să pomenim un pic și latura alimentară. Bine, tu fiind la o categorie mai ok, da. Explică-ne cam care e regimul tău alimentar. Am, să zicem, norocul pentru mine este faptul că nu am categorie de greutate. La noi există doar categorie de vârstă și, neavând categorie de greutate, îmi permit oarecum să variez cu partea alimentară. Nu trebuie neapărat să fiu foarte strict. Da, bine, deci nu ai un stres în raport cu latura asta. Nu, dar am încercat diferite variante, am încercat să am și o greutate mai mare și o greutate mai mică. În momentul în care am avut o greutate mai mare, am pierdut de, pe alte părți, și anume am pierdut pe partea de viteză. În momentul în care am avut o greutate tehnic, da, exact, am avut o greutate mai mică, am câștigat pe viteză, dar am pierdut pe forță. Da. Și atunci, în ultimii ani, variez în jurul acestei greutăți, în jurul la 110 kg, plus minus 2, îmi permite acest interval, unde reușesc să obțin cele mai bune rezultate în jurul acestei, raportat cu înălțimea mea, că aici greutatea tuturor aruncătorilor trebuie raportată la înălțime. Corect, e o proporționalitate între înălțime și greutate. Știm, da, că așa se evaluează corect un corp. Da, da. Acum, dacă tot am adus în discuție latura de performanță, hai să vorbim despre ultima performanță ta la campionate, la Cupa României. Da, în data de 7-8 august 2020, anul curent, a avut loc Cupa României de seniori, unde am reușit să obțin medalia de argint, m-am clasat pe poziția a doua, cu un rezultat foarte bun pentru mine, și anume rezultatul ultimilor 2 ani. Deci te autodepășești cumva. Da, chiar nici anul trecut și nici anul ăsta nu am reușit să obțin acest rezultat, și anume 61-89, cei care sunt în materie cunosc ce înseamnă, da, valorile. Ce înseamnă, da, exact, ce înseamnă această distanță, 61-89 de metri. Sunt foarte mulțumit de rezultatul obținut la Cupa României. Aștept cu nerăbdare, săptămâna viitoare urmează pentru mine Naționalele României de seniori, în data de datele de 4-5 septembrie la Cluj-Napoca. Sper să obțin, să-mi depășesc acest rezultat de la Cupa României și așteptând clasarea. Cel mai probabil mă voi clasa undeva tot în medalie, undeva pe locul 2, sper eu. Locul 1 e foarte greu. Cu certitudine tot este... sperăm acest lucru ca și romașcani, pentru că mai ales după perioada asta dificilă, da, să nu-i dăm numele, toată lumea este dornică de competițional, toată lumea este dornică, adevărat, de rezultate. Dar mai un aspect, trebuie să fii și pregătit pentru așa ceva, deci să sperăm că ne vei încânta din nou cu un rezultat pozitiv. Și eu sper să vă dau motive ca de fiecare dată să fiu alături de dumneavoastră în platoul emisiunilor. Pentru a ajunge la astfel de performanțe, cam câte ore de antrenament sau și cum structurez antrenamentele în sine? Sigur, avem perioade de încărcare, perioada de acumulare de masă musculară, de acumulare de volum de aruncări și tehnică, unde în perioadele respective, atât cât îmi permite mie timpul, pot face și două antrenamente pe zi, dar trebuie să subliniez faptul că eu lucrez 24/48, deci atunci, practic, o zi în alea două zile libere care îmi rămân să reușesc să mă antrenez, când e sunt solicitant, da. E greu. Când sunt odihnit, pot să fac și două antrenamente. Când sunt obosit, mă limitez la unul.
că făcând antrenament pe fond de oboseală pot interveni accidentările. Da, absolut. Mai ales că în momentul în care corpul are deja o suprasarcină, deja e expus la multe chestii. Mai ales la mine că există și o anumită uzură. Eu anul ăsta pentru mine este al 18-lea an de sport, de performanță și normal că nu mai sunt ca precum adversarii mei care au vârstă adversarii. Da, trebuie să spunem și acest aspect. 20 de ani, 21 aici de ani. Aici trebuie stipulat pentru 10 ani plus de uzură. Latura testosteronului la un anumit nivel. Și asta este adevărat. Și aici chestie care în anumite momente își pune cuvântul, pentru că la 20 de ani ai o motorină. Corect. La 30 alta, la 40 nu mai spun, când ajungi tânăr ca mine, lăsăm așa. Cu certitudine în roman trebuie să fim obiectivi și să spunem că latura sportivă, chiar dacă au fost unele contestații anterior referitor la niște chestii care s-au petrecut la Roman, și aici mă refer strict la echipele de handbal și de fotbal, care au fost trase pe dreapta, totuși sportul romașcan a avut tot timpul valori. Și când spun valori, am avut chiar la nivel internațional, ca și tine, și aici mă refer la Quankido, domnul Cristian Mihai, la cei din culturism și fitness, bikini fitness, la powerlifting, toate rezultate și naționale și internaționale, toți au performat anul trecut într-un mod excepțional. Anul ăsta, dat fiind faptul că a fost un an mai dificil, și cu oarecare satisfacție că s-a dat totuși drumul la competițional, sperăm să avem cât mai multe subiecte și cât mai multe motive de mândrie locală, pentru că până la urmă un ambasador concret care face o imagine pozitivă constant e sportul. Da? Atunci când venim cu rezultate, și Bianca Perie, ca să nu omitem că e tot din ramura aceasta, ne reprezintă cu mare drag constant și are performanțe uimitoare. Specific în condițiile în care la Roman baza de pregătire totuși e fragilă. Pe latura de aruncări practic nu există. Deci aruncătorii de la Roman își realizează, la Roman pot să-și realizeze partea de pregătire fizică, partea de forță. Cine se ocupă acum la Roman de latura aceasta? Domnul Floroiu? Vis-a-vis de antrenori sunt mai mulți. Floroiu Emilian, Cocoș Lucică, Carmen Bolea. Ei sunt pe parte de tehnicieni, pe parte de aruncări. Corect. Probleme de aruncări. Dar efectiv pentru a arunca cu materialul competițional îți trebuie un teren amenajat, îți trebuie exact un stadion. Ceea ce la Roman nu mai există stadion de aruncări. Atunci ei fac naveta, de altfel ca și mine, la Bacău. Și acolo unde există condiții. Unde există condiții de a arunca. Aici poți doar să-ți faci partea de forță, de pregătire fizică, tehnică, poți să lucrezi, dar nu poți efectiv să arunci cu materialul ca la competiții. Da, uite, acum am să te rog să punctezi un aspect ca să știe cei care ne urmăresc. Romanul are și pepinieră foarte bună totuși, chiar în aceste condiții. Și când spun chestia asta, știi la ce mă refer. Păi, sigur, ca să vă dau un exemplu de la naționale din iarnă de seniori din proba de aruncare a ciocanului, locurile 2, 3 și 4, în speță eu și colegii mei, suntem de loc, am crescut la cluburile din Roman. Eu actualmente sunt la CSM Bacău, locul 3 a plecat de la domnul Floroiu și este coleg cu mine de antrenament și este la CSM Bacău, alt club din Bacău, iar locul 4 încă se află la Roman pentru că este junior, Nicoriș Dragoș, el ale PS Roman. Și l-a concurat atunci la seniori? Și aici pe locul 4 la seniori. Vă dați seama cam care ar fi perspectiva ca acest tânăr să ajungă undeva sus? Este, pentru că are 18 ani. Da, și o vârstă la care poate prinde mult, mai mult decât ați avut voi la vârsta lui capacitate. Păi sigur, eu la vârsta lui nu reușeam să ies pe locul 4 la seniori. Da, deci avem, ar fi resurse umane, lipsește logistica. Logistic. Din păcate. Da, dintotdeauna am luat în calcul și latura competițională, dar hai să vorbim și despre clipele alea. Cum te simți când urci pe podium? Cele mai mari emoții și, nu știu, practic, știți cum expresia, ți se taie genunchii. Am trăit în anul 2011 la New York, la Jocurile Mondiale ale Pompierilor și Polițiștilor, unde, fiind la prima participare și la prima competiție de acest gen, chiar nu mă așteptam să reușesc să câștig competiția, să reușesc să învinc pe proba de aruncare a ciocanului.
am trecut peste entuziasmul respectiv, a urmat festivitatea de premiere după competiție imediat și la festivitatea de premiere s-a cântat imnul României. Înseamnă că ai avut o trăire deosebită, chestii care rămân în subconștientul nostru pe viață, chestii care nu pot fi cumpărate sau vândute, sunt chestii efectiv de, în care țin de natura umană și de bucuria sufletului, hrana sufletului, pentru că la un sportiv e motivat și de performanța în sine, dar mai ales și de recunoștința din partea celorlalți ca și lider al probei. Chestiile astea cred că n-ai să ți le scoți din minte niciodată. Nu, deci chiar nu am cum să scot și eu îmi doresc de aceea, îmi doresc cât pot, atât timp cât îmi permite sănătatea, că în ultima perioadă accidentările văd că s-au făcut, în ghilimele vorbind, prietenii cu mine din ce în ce mai des. Da, asta e probabil din cauza majoratului. Din cauza majoratului, exact, din cauza că sunt de seamă cu colegul despre care vă spuneam mai înainte, de la Roman. Mi se pare corect. Și bine, eu îmi doresc să țin pasul de antrenament, să mă antrenez din ce în ce mai tare, dar corpul îmi zice că iau ușor, stai ușor că... O recomandare din partea mea, ceea ce nu fac nici eu, nu citi pe buletin, că nu e cazul. În latura de recuperare, care sunt procedurile care le aplici, că trebuie atins și acest subiect? Recuperarea nu prea există. Doar atunci când mi-o fac eu strict personal, să zicem, din fondul propriu și din propria inițiativă. Și anume, până să fie situația, să declanșeze starea de urgență în România în martie, reușeam să merg la parte de saună, de bazin, masaj, chiar se simțeau lucrurile astea, deci se simțeau... Erau preluate o sarcină, se degreva corpul de niște încărcături. Acum am reușit să mai improvizez acasă, chiar pe timpul iernii mi-am făcut într-un butoi, efectiv un butoi de plastic de 200 de kg. Corect. Pe timpul iernii îmi pun apă și pun sare în el ca să nu-mi îngheță apa și îmi fac partea de refacere a picioarelor în apă rece, după care merg în cadă la apă fierbinte. Se numesc acele dușuri suedeze. Da, pentru că fibra reacționează în mod constant. E vasodilatație și vasoconstricție. Contracțiile care se produc ajută și sângele circulă mai facil. Și acum, pe timpul verii, am invadat piscina fetei, ca să spun așa, unde fata se joacă, se bălăcește în ea. Eu seara dau apa aia pentru că e caldă și îmi pun apă rece. Corect. Și din nou îmi bag cu picioarele să-mi revin pe partea de zona picioarelor. Întotdeauna luăm în calcul trecutul ca și amprentă ce s-a lăsat, prezentul ca și pregătire, nivelul la care suntem la momentul actual și trebuie să privim un pic și spre viitor. Care sunt perspectivele? Ce se anunță pe viitor? Perspectiva pe termen scurt e săptămâna viitoare, 4-5 septembrie, Naționalele României. Cum am spus acum câteva minute, sper să mă clasez cât mai sus cu un rezultat, cu un record al sezonului, poate chiar record personal, ar fi chiar... Dacă reușești chestia asta, te califici automat la Balcaniadă sau... România este țara organizatoare anul acesta, Balcaniada de seniori are loc în 19-20 septembrie la Cluj-Napoca, de asemenea naționale tot la Cluj-Napoca au loc, stadionul este de un nivel foarte înalt din punct de vedere al competiției și în mod normal România poate să meargă cu doi sportivi la Balcaniadă pentru că este țară organizatoare. Acum rămâne de văzut și rezultatele. Este foarte important ca rezultatul celui clasat pe locul 2 să fie un rezultat foarte bun ca să poată să meargă, pentru că la Balcaniadă sunt 18 sau 19 țări, nu mai știu exact câte au mai fost afiliate din Europa care participă la această competiție și vă dați seama, vin 18-19 concurenți destul de o valoare destul de ridicată. Da, și automat se creează o concurență acerbă. Da. Așa am prins și eu la ultima competiție la care am participat, la internaționale la Timișoara, au fost 8 țări prezente și atunci când ai de-a face cu un număr de concurenți mai mare, crește și nivelul, crește tensiile, adrenalina, automat, emoțiile, fără dubii. Sigur. Și atunci au fost organizate de domnul Cazacu Sorin și de domnul președinte al Federației Române de Powerlifting, Panasan Ovidiu. Orice sport care disciplinează
și așează un pic viața cumva, ce sfaturi ai dat tu celor tineri care ar dori să se implice în latura asta sportivă? Sigur, în primul rând, totul trebuie să plece de la baza de jos, și anume sportul în școli. Pepiniera, da. Și ca și persoană individuală, e greu să fii atras când tu, practic, de mic nu ți este inclus ca o materie. Nu e cunoscut cumva, să fie Să se înceapă de jos, de la cel mai jos nivel. Un pic mai vocal în ceea ce privește prezentarea anumitor ramuri sportive în care nu prea sunt cunoscute, din păcate, la tineri. Eu când am început sportul, tehnologia, partea asta de tehnologie, de cum vedem în ziua de azi, telefoane și tablete, nu existau chiar atât de pregnant în viața noastră. Cum este acum. Și atunci, practic, noi eram foarte atrași de partea asta sportivă. Indiferent de ce sport, nu contează sportul. Da, uite, vezi, ai atins un subiect sensibil, dat fiind faptul că aceste device-uri, aceste tehnologii noi la care au acces toți, și în special copiii care nu prea au un discernământ până la o anumită vârstă, creează altă latură a jocurilor în rețea, a dependenței, a lipsei de concentrare, de comunicare, pentru că ei se blochează, se autoizolează într-un spațiu virtual. Și, de exemplu, îmi vine în minte un exemplu foarte simplu, fotbalul, care e cel mai popular la ora actuală, ăsta se vinde cel mai bine pe piață, copiii în ziua de astăzi, în loc să meargă să joace efectiv pe terenul de sport, să joace fotbal, ei joacă pe PlayStation, joacă FIFA, joacă pe console, da. Și nu e firesc, pentru că farmecul unei julituri în terenul de fotbal sau unui contact între jucători, satisfacția unui gol, și asta trebuie trăite live, nici de cum într-o sferă imaginară, să spun așa. În afară de aspectul că ei devin și puțin defazați cu latura fizică, condiție fizică în scădere, probleme în greutate, pentru că și alimentația și lipsa mișcării generează chestiile astea. În societatea modernă sunt o groază de alimente cu probleme, dat fiind faptul că folosesc coloranți, îndulcitori artificiali, tot felul de substanțe care nu fac tocmai bine copiilor. Ca o completare aș putea să mai vin cu faptul că mulți părinți, din păcate, au gândirea de la modul ăsta, lasă că sport mai faci tu, de alergat mai le pune mâna pe carte, că sport mai faci tu. Și eu chiar am multe exemple, am și foști colegi care pe timpul liceului, în loc să meargă să participe la ora de educație fizică, se duceau și efectiv scoteau diverse adeverințe de la medici că nu pot să fac aia. În momentul în care au terminat liceul, chiar facultatea, au început tot să-și facă abonamente pe la săl de fitness, corect, turism, să facă mișcare. Că și-au dat seama că, de fapt, între timp au reușit să pună pe ei prea mult și așa mai departe. De-aia zic că totul trebuie să plece de jos, de la baza piramidei. Piramida, cu cât este mai mare în partea de jos, cu atât noi putem sus să avem masă mare de selecție și putem să alegem vârfurile. Corect. Dar dacă jos nu avem masă mare, vârful e foarte puțin probabil să iasă. Corect, dacă cu cât se restrânge area de absorție, cu atât și rezultatul final va fi mai atrofiat, pentru că una e să ai 10 candidați pe un post și alta e să ai 2 candidați pe un post, da? E logic. În latura de echipament, care sunt posturile și cam care sunt la ora actuală? Care e trendul? Ce a mai apărut? Ce mai folosești? Păi în partea de echipament, clubul sportiv ne achiziționează o parte din echipament. Ei încearcă să se străduie, dar din păcate gama acestor probe este foarte largă din punct de vedere al echipamentului și atunci de multe ori mi-achiziționez din fonduri proprii. Dar în mare parte, majoritatea echipamentului este asigurat de către clubul sportiv și atunci când particip la competiții internaționale, de către Federația Română de Atletism. Ce pot să vă spun? Avem echipament specific pentru sala de forță, echipament specific pentru aruncări, pentru că
probabil ați mai văzut că v-am mai trimis diverse filmulețe, sunt niște Adidas speciali. Da, pentru că o talpă fină, ca să putem... La tenis se poartă Adidas speciali, exact. La fotbal avem crampoane, la sportul tău automat și există alt gen de încălțăminte care trebuie să aibă talpa configurată pentru... Am Adidas special pentru aruncări, Adidas special pentru sala de forță, Adidas special pentru alergare. Deci doar la Adidas sunt din start trei modele de Adidas diferite. După care, nu știu, sunt acei colanți specifici bărbătești, specifici atleților. Aruncările se desfășoară în aer liber. Avem, nu contează că e soare, că plouă, că e vânt. Pe vânt îți trebuie fâși, pe soare îți trebuie... Deci echipamentul e diversificat și... Da, și în funcție de, și de vremea din... Meteo. Da. Da. Întotdeauna am spus că majoritatea sportivilor au o chestie în care vor să demonstreze că se poate. Tu cum ai încerca să transmiți celorlalți care poate ar fi doritori sau nu să facă genul acesta de mișcare? Cum vezi tu un mesaj în care să-i... chem către sportul ăsta, pentru că ei, marea majoritate, să știi că din câte am văzut, Florin, nu prea știu despre aruncarea ciocanului. Poate puțin, pentru că realitatea face ca reclama acestui sport, cu ghilimele de rigoare, să fie... Să nu existe, practic. Să fie zero, da. Să fie zero sau 0, nu știu, deci... e dificil, pentru că mă uit la televiziunile naționale, nu prea am văzut multe chestii stipulate despre aruncarea ciocanului în ultima perioadă. Din păcate, nu se vinde. Nu se vinde foarte bine pe piață, nu se vinde la televizor, sunt alte sporturi, în general, sporturile de echipă. Ne împărțim între sporturi și... comerciale și sporturi... Și atunci copilul de rând, normal, el ce vede la televizor tinde să se încline către direcția respectivă. Cea mai bună metodă de vânzare acestui sport sau acestor probe trebuie făcută tot de către părerea mea, de către, în primul rând, de către profesorul de educație fizică din școli, pentru că profesorul de educație fizică și sport în școală trebuie să îi prezinte elevului toată gama de sporturi, deci nu doar anumite laturi. Mă gândesc că el intră în direct în contact cu cei mici. Corect. Îi vede la latura de înclinații, da? Da. Pentru că da. Vorbim aici, trebuie să fie și talentul, dar trebuie să fie și geneticul, dar trebuie să fie și voința și capacitatea de a absorbi. Păi, să vă dau exemplu cu mine. Eu când am fost selectat în clasa 7-a, dacă mi-amintesc bine, veneau de la clubul atletic, veneau antrenori. Bine, nu doar de la clubul atletic, aia a fost peța cu mine. Veneau de la diferite asociații sportive. Asociații sportive. Dar la mine așa a fost natura că atunci când a venit de la clubul atletic pe partea asta de probe de aruncări, a venit la ora de educație fizică și a vorbit cu profesorul de sport și dânsul i-a recomandat pe partea asta l-aș avea cu anumite inclinații pe cutare, pe partea asta l-aș avea așa. Noi a ales o gamă mai mare, ne-a ales 1, 2, 3, ne-a chemat următoarea zi, ne-a chemat la clubul atletic să dăm anumite probe, aș putea să le spun, dar nu neapărat probe, anumite exerciții să vadă un pic și latura de inclinație și după momentul ăla practic am început antrenamentele în joacă, a început să-mi placă și după ce a început să-mi placă a fost ca un virus, a fost ca un viciu. Corect. A intrat în sânge și... Da, da, cred că e unul din viciile cele mai profitabile, ca să mă exprim așa, da. Pentru că nu generează alte chestii decât avantaje, să zicem, da. O viață ordonată... De avantaje de pe o gamă largă. De... Da, corect, un mental, mens sana in corpore sano, așa da, se spune, exact. Minte sănătoasă în corp sănătos. Având o latură de cardio dezvoltată, apropo, cum faci antrenamentele de cardio? Antrenamentele de cardio e foarte simplu. La mine echipamentul de fâș, îmbrăcat gros și am plecat la alergare. Așa, dacă aproximativ simt, cam cât durează? E în funcție de starea mea. Corect. Cât, nu, cât kilometri pot să duc la, nu știu, că de obicei eu și alergarea o fac la un ritm destul de susținut și nu mă duc la o distanță foarte mare, că nu mă avantajează pentru fibra mea musculară. Corect. Eu tot trebuie să fac la un ritm destul de tare. Fac parte de bicicletă, iarăși pentru cardio, fac bicicletă pe șosea. Astea le îmbin.
Da, întotdeauna sunt tehnici, sunt metode de a pune în practică anumite elemente pentru a-ți fi de folos și din ele trebuie să extragi esența, da, ca să zic așa, pentru ca să ajungi la rezultatul optim, ca să ai randamentul 99%, că 1% rămâne acolo, că nu se știe niciodată. Da. Florin, eu îți mulțumesc numele celor care ne urmăresc și în speranța că la campionatele naționale, să repetăm, din 4-5 septembrie am înțeles, da, ne vei face din nou mândri că suntem romașcani și vei urca pe podium. Sper, sper, mulțumesc pentru invitație și sper să de fiecare dată să revin aici la dumneavoastră. Îți urez succes!